Salut! Bine v-am găsit la un nou episod aici și astăzi încercăm un joc nou numit Internet Cafe Simulator. Și haideți să dăm aici start, să creăm. Eu zic să dau e-startup pentru că ne dă mai mulți bani și aici nu știu ce înseamnă, cred că bani în bancă. Probabil o să numim Denis Cafe. Cred că ar fi cel mai bun nume. Am mai văzut jocul ăsta mai de mult la alți youtuberi. Și despre ce este vorba în acest joc? Tu ești într-un fel într-o cafenea, ai o cafenea cum era pe vremuri înainte, o cafenea internet, nu știu dacă se numea tot internet cafe în România, dar te duceai acolo, plăteai o sumă de bani pe oră, să zicem, și aveai la dispoziție niște calculatoare pe care puteai să te joci. Așa că noi o să mergem la locul nostru unde scrie și aici frumos Denis Cafe. Bun, luăm măturica și trebuie să curățăm tot trash-ul ăsta de aici. Dacă auziți niște sunete, acelea sunt de la stomac, pentru că, după cum vedeți acolo la Hungry, în dreapta, avem aproape jos de tot. Așa că o să mergem după ce curățăm tot trash-ul de aici, ca să putem să luăm mâncare. Unde să-l punem? Cred că o să-l punem aici, să-l vadă cei care intră. Perfect! Ia uite să de bine arată. Eu zic că dacă intri așa... A, uitați, și acesta este hoțul. Dacă el vrea vreodată să intre, să ne fure, noi o să avem calculatoare pe aici, așa. Noi trebuie să dăm în el cu băta. Și dacă omorâm persoane, pur și simplu așa, cu băta, că vrem noi, trebuie să plătim o amendă. Iată ce bine arată posterul ăla. Hai să luăm niște mâncare, că ne gheorțe stomacul. Gata. Am mâncat destul. Haide să mergem să comandăm calculatoare. Zic că e cel mai bine. Ne punem aici la calculatorul nostru, punem mâinile, dăm start la computer. O, poți dai și focus. A, nu știam că poți să dai unfocus într-un fel, dar hai să dăm focus ca să vedem mai bine. Primul rând, My Store. Aici o să apară toate recenziile și câte stele are shop-ul. Aici are 2 stele pentru că așa e la început. Aici cumpărăm jocuri ca să aibă ce să se joace cei care vin aici. Aici store care nici nu știu ce face. Nu am încercat toate aplicațiile astea, așa că o să le încercăm astăzi. Primul rând să luăm un calculator. Da? Cum putem să ne jucăm pe calculator fără calculator? O să luăm pe ăsta care e cel mai bun. Așteptăm până se livrează. Luăm un scaun. O să luăm astea cam basic la început pentru că trebuie să strângem bani ca să upgradăm mai târziu. Mouse-ul ăsta, monitor, care ar fi? A, 2000, nu, 1500, mai bine. Table, cred că iau pe asta. Sigur s-a livrat PC-ul ăla, așa că o să mai comandăm încă unul. Bun, gata, hai că am rămas și fără bani. Luăm cam, opa. Da, aici o să ne apară reclame și noi trebuie să le închidem, că dacă nu, ne virusăm. Și de obicei când ne virusăm, pierdem toate criptomonedele. O să vedeți că avem și criptomonede în jocul ăsta. Cumpărăm cam aceleași lucruri, sper să nu rămân fără bani. No, n-am rămas. Ok, o să deschidem la început 2 calculatoare. Ia să vedem ce e aici. Mamă, ce e aici. Și trebuie să le aruncăm pe jos ca să... Oh, eu dădeam pe space. Trebuie să le aruncăm pe jos ca să se despacheteze într-un fel. Marble. Ce-o fi ăsta marble? Oh, masă. Așa, hai să o punem. S-o roti un pic, da? La fix. Aici puți arată cu verde și dacă e în perete și asta e nașpa. Adică poți să o pui într-un fel în perete dacă nu ești atent. Au două mouse-uri. Mai punem o masă, asta o aruncăm mai să nu ne facă lag când se intersectează cu... am dat throw în loc de put. Și când ai throw, ți le aruncă la întâmplare, așa. Ia uitați cât de bine arată. Și aici ți arată, uite, ca ai PC, ca ai așa, așa, așa. Dacă... Adică ca să știi ce e într-un fel la el. Dacă punem aici un scaun, perfect. Uitați, o să pună scaunul cu bifă. Hai să mergem să... Și aici nu trebuie să lași niciunul ăsta homeless să intre la tine în cafenea. Pentru că dacă intră, iar o să ai recenzii proaste. Ia uitați ce bine arată. Perfect. Hai să mai luăm să vedem. Trebuie să luăm keyboard. Hai să vedem. Ia uitați ce bine arată ca ăsta, tastatura. Asta e monitorul, cred că. Da, e monitorul. Punem aici monitorul, îl punem mai pe stânga să avem loc de calculator. Bun.
Ia uitați, că începe să prindă formă. Dar e cam prea pe stânga, așa. Vedem cum poziționăm calculatorul. Uite, asta e calculatorul. Am și sărit din greșeală că îmi vine să apăs pe space. Ia uitați de bine arată calculatorul. L-aș pune așa să se vadă bine, într-un fel, componente dinăuntru. Stați așa, că nu l-am pus drept. Și ăsta îl punem mai pe mijloc. Opa, am aruncat din greșeală. Îl punem mai pe mijloc pentru că, na, cum te uiți cu gâtul așa în stânga. Îți rup gâtul când te uiți. Mamă, la fix, ia uitați ce bine arată. Asta nici n-are panou aici în față. Poți să pui mâna pe componente. Ia uitați cât de bine arată. Am terminat pe amândouă. Acum putem să mergem aici să dăm open. Ca să vină clienți. Dar hai să vedem dacă e ora târzie. Că după ora 21, mi se pare că nu mai vin clienți. Da, e 15. Mai e 3. Aici cel mai important sunt facturile. Dacă ai multe facturi, e nașpa. Mai ales dacă nu le plătești la timp. Că încă n-am aflat ce se întâmplă, dar nici nu vreau să aflu. Aici avem tutoriale. O să ne uităm pe aici până mai vin clienți. Aici este hidden deep, adică internetul ascuns într-un fel. Poți să-ți cumperi recenzii false, poți să-ți cumperi adblock, să nu-ți mai apară reclame. 3-day hacker protection, aici nu poate să te hackuiască nimeni în timp de 3 zile. Poți să cumperi polițiști, adică... Da, adică vin să-ți facă un control de rutină. Că de obicei o să-ți mai trimită e-mail-uri când vin să facă controle de rutină. Uitați, deci chiar asta voiam să vă spun. Cei care vin aici și se uită la dăstea ce nu trebuie, trebuie să-i batem pentru că nu au voie. Uite, ăsta care se joacă cu mâine în aer, e vrăjitor, așa, el are voie, poate să facă ce vrea, dar ăsta care se uită la altceva, n-are voie. Și mai ales dacă iese cineva, o să scrie aici sus și lângă capul lui, dacă iese ăsta din cafenea și nu plătește, o să-ți apară acolo, poți să-i dai cu bâta ca să-ți dea banii. Sau poți să angajezi un bodyguard, ceea ce cred că o să fac. Pentru că dacă angajezi bodyguard, mi se pare că nu vine nici hoț la tine. Bodyguard. Plus. Oh, îți dă pe plus, pe oră. Interesant. Bun. M-a angajat bodyguard. Hai să vedem dacă a sosit. A venit la pachet, cred că îl despachetam și pe el. Nu, e aici. Ia uitați-l. Ia, cred că... Voi recunoaște jocul? E Fortnite. Vedeți? Nu se... Adică se vede așa blurat, dar e Fortnite. Și aici nu-mi dau seama ce joc e. Probabil ceva cu mașini sau... Nu știu, Minecraft, nu știu ce-o fi. Cred că o să încercăm să facem criptomonede aici. Dogecoin, 2 dolari. Hai să cumpărăm și noi 20. Hai să cumpărăm 20 de Dogecoin. Poate mâine crește. Cine știe? Scratch and win. Astea sunt ca pariurile. Hai să încercăm. N-am câștigat nimic. Hai să mai încercăm. Am câștigat 100 și am băgat 50. 50 cu 50, 100. N-am câștigat nimic, deci da. Ia să vedem mesaje. Ca să... Când... Dacă ai bucătar, customer left a tip. Ne-a dat în plus bani. Aici la message, de exemplu, când sunt clienți, spun send water și tu dacă ai bucătar, poți să îi trimiți apă, dar dacă n-ai de unde. Bine, apa se putea și cumpăra, dar... Na. Așa e jocul făcut. Uite aici, când o să fac și am deja 700. Hai să angajăm și bucătar. Mă, câtă lume. Cred că a intrat hoțul. Că a intrat 3 persoane. Ia uite-l. Ce-a furat? Keyboard. Mamă. Cum a intrat? Am văzut că a intrat 3 persoane și poate să intre decât câte calculatoare aia. Adică eu, na, dacă am două calculatoare, două persoane intră. Ați văzut cum a intrat? Măi, am angajat bucătarul, dar cred că dacă am zona încuiată într-un fel, can you send me water? Nu știu cum să-i trimit apă. Dar cum poți să-i dau apă într-un fel? Nu înțeleg. Dar hai să încercăm. Eu știam că pot. Ia kitchen. You need to hire a chef. You need to rent the kitchen. Hai să mai verificăm ăștia că poate fac chestii ce nu trebuie pe aici. Și trebuie să-i dăm afară. Uite, ce credeam. L-am dat cu tot, cu tastatură, cu mouse. L-am dat peste cap. Dați așa, trebuie să pun la loc. Băi, și aveam impresia că asta face. Bă, am eu un simț aparte. Și credeam că dacă ai de ăsta, bodyguard nu-ți intră hoți. Dar știți ce cred eu? Dacă ai bodyguard nu mai poate să plece fără să plătească. Cred că de-aia. Dar ai bodyguard-ul, că în rest mă gândesc că e degeaba. Store. Building development. Kitchen. Așteptăm să mai plece unul. Ia, ca să mă pot uita în stânga și în dreapta. Așteptăm să mai plece unul ca să ne mai dea bani. Mă, avem și etaj.
Nu te cred. M-a plătit 1000. Hai că putem să cumpărăm kitchen. Bun. Înțeles. Order. Da. Te duci aici, dai order. Am înțeles, gata. You can have fun with your friends, I have no friends. Ce trist, bă. Hai să cumpărăm jocuri, cred că ar fi cel mai bine. Dar n-am bani încă. Așteptăm să mai plece cineva ca să mai luăm niște bani. Azi mai uităm ce se mai întâmplă pe aici, poate nu... E tot în regulă, dar de ce nu vă plac? Oh, asta vreau un hot dog, ia, hai să vedem. Să dăm order de un hot dog. Dar n-am, de asta nu. Mai bine cumpăr. Nu? Cred că da. Păi până dau eu scroll, de ce merge așa de greu scrollul? Trebuie să dau scroll cu două mâini. Sausage. Bun. Adică dacă a plecat, a plecat aia cu hot dog-ul până... Da. Cred că o să le fac dinainte. Sunt ieftine chestiile astea. Iau câte două din fiecare ca să am. Și când rămân fără una, să mai am una de rezervă. Da, dacă dau order. Ole, îmi vine să dau S ca să ies. Dacă dau order, oare unde-mi vin? Și oare se strică dacă stau aici? Nu cred că se strică, sper că nu vrea nimeni. Să stai, cred că e seară, nu? Da, e seară, că îmi apare notificarea acolo jos. Hai să mergem acasă, să dormim, să salvăm jocul. Hungry, nu e cam foame, dar mâncăm mâine dimineață. Cred că ar fi cel mai bine. Mergem la culcare. O nouă zi. Începem. Nouă zi la lucru. Am dormit cu bâta în mână, din câte vedem. M-a dormit cu bâta în mână să nu vină hoțul peste mine. Am lăsat asta deschisă peste noapte. Sper că n-a intrat nimeni și n-a furat nimic. Bun. Ia uite hoțul cum stă și se uită. Dar dacă te uiți la el, se sperie. Astea încă sunt aici. Ori fi stricate? Nu cred. Așteptăm să mai vină clienți. Ne face bodyguard-ul semn să intre. Aici avem... Speed by Pawn. De unde putem cumpăra ca un fel de târg, headset, boss chair. Și cred că mai are și pe aici, da. Game console, aircon. Cred că ar fi bine să luăm un de ăsta, dar încă n-avem destui bani. Așteptăm să mai vină clienți. Uite, au venit deja doi clienți. Ia uite hoțul! Nu! Hoțule! Nu, îmi sperie clienții, nu, nu, nu. Mamă, la fix am dat. Că dacă nu fura, ia uite-l și pe ăsta. Băi, mergem aici și ne uităm. It's a little too hot. We start sweating. Oh, cred că trebuie să luăm un aer condiționat. Cum mă că l-am omorât? Crypto Exchange. Ia uite, a crescut 26%. Vindem 20%. Ia uitați băieți, am făcut profit. Aici vedem dacă vrea cineva ceva. Vreau un burger. Nu-i place? Unde? Hey, l-am mâncat! S-a furat! S-a furat, băieți. Mai vrea unul? Sau ce, nu e bun? Homeless, nu. Nu, nu. Pleacă. Pleacă. N-ai voie. Mi-am dat-o pe aia. După ureche, așa. Hotel rent. M-am speriat. Am crezut că mă pune să plătesc la mă pe ăla. De obicei te pune, dar dacă era la mine. Homeless came and the cafe owner threw her out. He was bothering me. Uite, zice că e bine că l-am dat afară pe ăla. But no games to play. Am uitat să cumpăr jocuri. Gata. Hai să mai zică că n-am jocuri. Așa, there are very few games in the cafe. Și mai trebuie să cumpăr un aer condiționat de aici. Unde era, mă? Aerul condiționat. Air conditioner. Luăm de ăsta mai ieftin, dar n-avem bani acum. Hai să ne uităm la... Ce fac ăștia? Că cam râde ăla, mă sperie. Face ceva? Nu face nimic. Vrea ceva mâncare? Nu vrea. Să nu îndrăznești. Adică n-am voie să-l atac dacă e în afară magazinului, decât dacă e înăuntru, aia e problema. Mamă, ce bucată după ureche am dat. Nu mai vine nimeni? Haideți că mai am nevoie de bani ca să fac aer condiționat. Hai să mergem aici să vedem. 31 de grade. Îmi dau seama de ce nu ne place la lume. Cred că asta scriu acum, că e prea cald înăuntru. Cumpărăm repede un de-asta, My Store. Very few games. I can't say good, așa. It's a little too hot. I start sweating. Ok, acum am comandat ăla. Sper să vină cât mai repede.
Bine că n-aveam criptomonede, dar mă pune să aștept. Așa că o să ies de pe calculator cât e așteptarea aia. Sperăm mi-a venit asta. Nu a venit. Hai, punem aerul condiționat aici. Da, fix. Hai să vedem. Ce scrie aici? You have not lost any crypto coin. You are in luck. Hai să vedem dacă mai scăzut temperatura. 28 de grade aici. La mine sunt 31, dar na, eu nu stau. Nu contează la mine, contează la ei. De ce a plecat ăsta așa repede? Înseamnă că nu e bine ceva. What? Nu era nimeni! Cum? Hai să mai cumpărăm jocuri. FIFA 20. Uite, bă, cum pleacă toți, că le e cald. N-am ce le face, pă acum trebuie să aștept până mâine să se prăcească. Hai să luăm aici criptomonede, exchange. Hai să mai cumpărăm 30, 76 de dolari. Eu zic că se merită. Ia că am găsit o aplicație aici, skin case. Ce asta, CSGO? Ia. Iată ce tare. Banana pistol. Aaaa. Mi-a dat schem. Dacă ești de data asta schem, nu mai dau. Aaaa, ce aproape eram. Ia uite-l pe ăsta. Bum. Hai să mai explorăm pe aici, să vedem ce are nenea asta la 3. N-are nimic bun. Mâncăm și noi ceva. Opa, am văzut ceva acolo. Ia să mergem. Ce-o fi aici? Oh, nu. E for special show. O, nu. I-a dat și bani. Nu. De ce am dat bani? Și atât de mulți. Da, nu. Ok, nu. O să-mi restricționeze videoclipul, așa că... N-am să mai cumpărăm jocuri, că zic ăștia că n-au jocuri. Este asta și ăsta ca să mai iau un joc. Bun. Hai mă că cred că am destule jocuri acum. A, gata, nu mai vin. After 21 no new customers arrive. E 20. E aproape 21, da. A, hai că mai vine cineva, că eram pregătit să plec. Cred că ar trebui să mai strâng bani ca să cumpăr încă... Să mai cumpăr calculatoare. Cred că aici o să fac zona de laptopuri. Iar a plecat? Am crezut că a plecat, nu. Aici o să fac zona de laptopuri unde să fie doar laptopuri. Și aici zona de calculatoare, adică probabil o să mai pun unul aici. Da, mai am loc de unul. Unul aici. Aici pot să pun jocuri gen de la arcade. Știți ce zic? Stați să vă arăt aici. Eu zic că în zona aia pot să pun, uite, aici, arcade machine. Ia uitați, dar sunt scumpe, dar se merită să-ți iei. Aaa, nu, deja mi-au luat, dacă mi-au luat criptomonedele, mai cumpăr. Că n-am cum, că poate crește mâine. You have not lost any crypto coin, you are in luck. Hai să mergem să ne culcăm, să închidem, să-i dăm close. Dar oare, hai să ne uităm prin apartament să vedem, oare se mai deschid camerele alea, că văd că sunt mai multe camere. Ia uite, baie. O fi vreun easter egg ceva pe aici, nu cred. Da, uite, aici e încuiat. Poți să vezi prin ușă, dar nu prea bine, e o debară, e goală. Aici e cameră, birou într-un fel. Aici e sufragerie. Poți dai drumul la televizor, nu poți. Nu poți să interacționezi în casă, adică e doar ca să salvezi joc. Opa. Ah, uite aici e mâncare, dar atunci când cumperi, acolo ți apare mâncarea. Cu am înțeles. Gata. Mă și gândeam că eu mereu cumpăram mâncare înainte, că eu înainte m-am jucat un pic ca să văd care e treaba cu jocul. Și mereu dădeam acolo bai, dar nu-mi creștea la mâncare. Și mă tot uitam și nu știam unde se duce mâncarea, dar uite aici se ducea. Adică dacă îi dau acum e-buy, nu mi-a crescut mâncarea, dar mi-a scăzut din bani. Adică, practic, s-a întâmplat ceva cu ea. Dăm open chiar dacă n-am terminat de curățat pe aici. Vă dați seama când o să am toată clădirea, cât o să am de curățat?
Eu zic să strângem bani acum. Mai investim și în criptomonede. Avem vreo factură? Avem. Ai, mail. Today our department will perform a routine inspection to your workplace. Ok, am înțeles. Can I have așa? Pay. Electricity workers. Hei, trebuie să le dau la ăștia bani. Bă, ce-ai naiba, trebuie să-i și dau bani. După ce că i-am angajat odată, trebuie să-i și plătesc, să le dau salariu. Mai am 16 dolari. De acum încolo strâng bani. Uite, asta e... Ia să vedem câtă temperatură e aici. Deci la mine e 28, aici e 25. E bine, mă, e bine. Adică se răcește în funcție de zi. Dacă scade, de exemplu, dacă schimbăm ziua, o să crească temperatura sau o să scadă în funcție de dacă ai aer condiționat sau nu. Păi da, și cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați like, subscribe. Asta mă încurajează să mai fac alte episoade de genul. Dacă vă place jocul, v-am spus, lăsați un comentariu sau un like, un subscribe, un share să vadă prietenii. Eu am fost Denis, pa, pa!